Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de seară. Invitat este domnul economist Cristi Bilorțiu, președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Titlul emisiunii, Casa Județene de Asigurări de Sănătate între asigurați, furnizori și angajatori. Domnule director, suntem la început de an 2016. 2015, cum a fost pentru Casa Județeană de Asigurări de Sănătate? Cum ați împărțit banii, că de acum am înțeles, din prima parte am înțeles că nu vă mai ocupați cu această colectare, da? Se ocupă ANAF-ul și poate mai bine și pentru angajații instituției dumneavoastră. Deci, cum, până la urmă, cum ați împărțit banii? Eficient? Am înțeles că a fost și un deficit. În condiția asta a fost și mult mai greu, probabil. Deci a fost, într-adevăr, un deficit de care v-am pomenit. Da. Regulile la împărțirea bugetului sunt foarte clare și menționate atât prin contractul cadru aprobat prin hotărâre de guvern, cât și prin normele metodologice de aplicare a acestuia. Avem ponderea cea mai mare a serviciilor de contate este către spitale. Avem aproximativ 43% din fonduri sunt alocate spitalelor. Aici sunt incluse și spitalele publice, cât și cele private. Avem un număr de 14 unități sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu instituția noastră. Următoarele categorii sunt medicamentele, farmaciile, furnizorii de medicamente, medicii de familie, medicii din ambulatorii de specialitate, asistența medicală de recuperare, asistența paraclinică, aici include laboratoarele de analize medicale și laboratoarele de radiologie, investigațiile de radiologice și computer tomograf și RMN, îngrijire la domiciliu și dispozitivele medicale care sunt acordate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Deci sumele cele mai mari spre unitățile spitalicești. Da. Am înțeles cu acest deficit. Bun. Ați decontat cheltuieli de 423 de milioane de lei. Da. În permanență se discută tot de bani în jurul sănătății. Față de alte județe, cum ne situăm la acest capitol? Cheltuieli, diferențe, nu... Deci, pot să vă spun la general, nu am situații specifice, comparații, nici chiar nu suportă comparații. Sunt diferențe, număr de populație și așa mai departe, corect. Exact, la nivelul județului Suceava, fiind un județ important în regiune, cât și în țară, avem aproximativ 700.000 de locuitori, persoane asigurate sunt aproape 500.000. Fondurile alocate instituției noastre de către Casa Națională țin cont și de numărul de furnizori și de structura asiguraților, pentru că fiecare fondurile care le alocăm noi furnizorilor trebuie să îndeplinească anumite criterii. Da. Deci la spitale se ține cont de tipul de unitate spitalicească, de categoria de clasificare, de... Aici lucrurile sunt foarte clar stabilite. Da, stabilite deci, matematic și cu reguli foarte, foarte clare. La medicii de familie, de asemenea, avem serviciile care decontăm, sunt serviciile medicale și servicii per capita. Serviciile per capita reprezintă banii pe care îi acordă instituția pentru persoanele înscrise în lista unui medic de familie. Aici sunt de asemenea sume diferite în funcție de categoria de vârstă a persoanei respective. Copiii sunt plătiți cu fonduri mai mari sau persoanele în vârstă pentru care există un risc mai mare de a avea nevoie de servicii medicale. Deci, v-am spus, aceste fonduri alocate sunt în funcție de structura populației, cât și de numărul furnizorilor de servicii medicale. Da, domnule director,
Am înțeles tot din prima parte a emisiunii că de la an la an bugetul a crescut. Da. A crescut pentru că sunt mai mulți furnizori sau suntem noi mai sucevenim, se îmbolnăvesc mai? Nu, avem și un număr de furnizori. A crescut numărul furnizorilor mai da? Mare și tarifele decontate pentru serviciile medicale sunt corelate anual în funcție de nivelul serviciilor medicale pe care care sunt stabilite la nivelul da. Ministerului și a da. Casei Naționale. Și automat, de exemplu, acum din la 1 octombrie a da. Fost creșterea salarială pentru personalul din spitalele publice, care au beneficiat de o majorare salarială de 25%, care a fost suportată tot din Fondul de Asigurări de Sănătate. Deci, dacă facem comparații cu anul 2014, doar din această majorare salarială, automat avem o creștere semnificativă da. A da. Bugetului. Și v-am spus, în normele metodologice de aplicare a contractului cadru, fiecare serviciu medical decontat are un anumit tarif. Aceste tarife sunt stabilite de către Casa Națională și Ministerul, este aprobat prin ordin comun al Ministrului Sănătății și a Președintelui Casei Naționale, iar obligația acestora este ca, înainte de elaborarea acestor acte normative, să fie consultate toate asociațiile profesionale, Asociația Medicilor de Familie de la nivel național, Asociația Medicilor Specialiști, fiecare tip de furnizori au loc consultări la Casa Națională prin care se negociază atât clauzele contractuale, obligațiile caselor de asigurări și ale furnizorilor de servicii medicale și drepturile, cât și tarifele de servicii medicale. Aici, din ce am înțeles, sunt discuții și cred că ați văzut și noastră prin mass media națională de la an la an în funcție de negocierile care au loc, apar unele neînțelegeri, dar acestea apar tocmai din cauza că bugetul este unul limitat și nu permite acordarea tarifelor la nivelul dorit de furnizor. De asta are și loc o negociere. Sunt și negocieri și chiar blocaje, dar e clar, relația între instituții, relația instituției dumneavoastră cu furnizori și așa mai departe, tot e în baza contractelor. În baza contractelor. Câte contracte în 2015? Perspectiva, domnule director, pentru 2016. Deci în 2015 am avut un număr de 714 contracte. La medicina de familie avem un număr de 286 de contracte, în ambulatoriu de specialitate clinic 106 contracte, ambulatoriu de specialitate paraclinic 27 de contracte, furnizori de servicii medicale de recuperare 15, medici stomatologi 49, furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu 5, 14 unități medicale spitalicești, 145 de farmacii și 67 de furnizori de dispozitive medicale. Aici, la medicina primară și la ambulatoriu de specialitate clinic, am menționat numărul de contracte. Într-un contract pot apărea mai mulți medici. Deci, ca și număr de medici care furnizează servicii medicale, numărul este mai mare. 2016? Cam în aceleași cifre? Deci am semnat acte adiționale de prelungire a contractului pentru anul 2015, pentru primele 3 luni, urmând ca în momentul în care apare contractul cadru și apar și normele metodologice de aplicare a acestuia, să demarăm procedura de contractare. Dacă față de sfârșitul anului 2015, toți furnizorii au dorit continuarea relațiilor contractuale și pentru primul trimestru. Poate crește numărul dacă se mai înființează unități noi care doresc să intre în relații contractuale cu instituția noastră. Da, deci dacă apare un furnizor, deci dacă apare un furnizor, trebuie să
Da, să aibă tot agrementul să respectiv. Să fie autorizat de către Direcția de Sănătate sau de către Minister, depinde de specificul activității, și evaluat. Evaluarea o eliberăm tot noi. Este o comisie la nivelul casei județene care eliberează certificatele de evaluare. Deci, principala condiție ca un furnizor de servicii medicale să intre în contract cu instituția noastră este să fie autorizat și evaluat. Și, bineînțeles, să fie în perioada de contractare. Deci, contractarea adică se face... Adică, perioada de contractare? Deci, în momentul în care... Bun, să stabilim că în iunie, după toate, trece prin toate verificările și are atestatul, are unda verde de la dumneavoastră în luna iunie. Ce faci? Din iunie intră în relație direct? Deci, dacă este vorba de un... medic din ambulatoriu de specialitate. Aici ne înregistrăm cu un deficit de medici pentru că medici specialiști nu avem acoperiți la nivelul tuturor orașelor și municipiilor. Nu suficienți. Deci avem medici specialiști în contract la nivelul municipiului Suceava, chiar nu sunt probleme, pentru că este ambulatoriu integrat al spitalului județean, sunt medicii din policlinica din Areni, medicii la Centrul Medical Bucovina, deci la nivelul municipiului nu sunt probleme deosebite. Dar în teritoriu? La nivelul orașelor mai mici, unele specialități sunt deficitare, adică nu știu, dar aș putea să dau exemplu orașului Siret, unde nu au medic diabetolog sau urolog. Sau... Deci, pentru un medic de specialitate este mai ușor să intre, pentru că la medicii de familie și medicii specialiști nu avem un buget pe care îl contractăm lunar. La spitale, de exemplu. Dacă o unitate spitalicească dorește să intre în relație contractuală cu instituția noastră după perioada de contractare, acest lucru poate fi făcut doar în momentul în care avem o suplimentare de buget sau o rectificare la laboratoare de analize medicale sau de radiologie, la fel. Pentru că noi, în momentul contractării, bugetul pe care l-avem alocat îl împărțim pentru toată perioada până la sfârșitul anului. Da. Deci de asta, în perioada de contractare, toți cei care intenționează să intre în relații contractuale depun cererile cu documentația aferentă, se fac calcule și se alocă banii în funcție de criteriile stabilite prin legislație. Da. Deci, în zona deficitară e mai ușor să obții un medic să obțină sau chiar o... Sau un furnizor, cum spunem noi, să intre în relația contractuală cu casa de asigurări. E mai ușor pentru că la medicii de familie și la medicii specialiști nu avem o sumă contractată. Noi decontăm serviciile la nivelul realizărilor acestora. Nu avem la laboratoare, la furnizori de servicii medicale de recuperare, la spitale, avem un contract lunar care este foarte clar și bugetul pe care l-avem alocat l-avem împărțit până la sfârșitul anului. În schimb, la medicina de familie și la medici specialiști sunt anumite reguli, care un număr de consultații aferent programului de lucru și aici pot fi suplimentate la nivel de necesar aceste fonduri. Da. Domnule director, acum, instituția noastră mai dă bani, logic, în baza contractului. Dar mai are și datoria să monitorizeze cum sunt cheltuiți acești bani, în special unitățile medicale. Anul trecut, cum a fost? Într-adevăr, se simte o activitate mai bună, mai pozitivă în sensul ăsta. Deci, pentru că discuții tot au fost, mă rog, presa speculează imediat când intră într-o casă de asigurări, intră nu neapărat într-o dispută cu o unitate medicală, dar faceți și dumneavoastră un raport de activitate trimestrial și spune, domnule, acolo spitalul cu tare a greșit. Deci noi încercăm prin serviciul de control al casei de asigurări să verificăm dacă, într-adevăr, serviciile medicale pe care le decontăm au fost realizate și asigurații au beneficiat de aceste servicii medicale. În contractele încheiate cu furnizorii sunt menționate foarte clar atribuțiile
drepturile, obligațiile, cât și sancțiunile care sunt care sunt sancțiunile în momentul în care un furnizor nu-și respectă obligația față de instituția noastră. La nivelul anului 2015 legea e destul de aspră? Sunt negociate. Acum depinde din ce punct de vedere privim. Dacă mă întrebați pe mine, ar putea fi sancțiuni și mai dure. Dacă întrebați un furnizor, este loc. Depinde. Da. Dacă întrebați un furnizor de servicii medicale, spune că, domnule, casa îmi ia banii. N-am înțeles. În anul 2015 am avut un număr de 243 de acțiuni de control, suma recuperată fiind de 700.000 de lei. Mult deci, puțin față de... Față de bugetul alocat, e nesemnificativă. Dacă luăm așa pe ransamblu, numărul de controle... Deci neajunsurile, putem spune că sunt neajunsuri, nu greșelile mari. Depinde. Am avut și furnizori care am reziliat. Deci, în funcție de constatări. Ce se constată, se sancționează conform contractului încheiat. Se ajunge și la, eu știu, să facă vreun furnizor apel la instanță, nemulțumit fiind deci posibilitatea, rezultatele controlele dumneavoastră. Au posibilitatea să conteste aceste rapoarte de control. Este și o comisie de arbitraj la nivelul Casei Naționale, din care fac parte reprezentanța ai Colegiului Medicilor și ai cei din Casa Națională, sau prin instanțele judecătorești. Avem, într-adevăr, și unele acțiuni în instanță. Avem și noi promovate față de unii furnizori care nu și-au respectat sau n-am reușit să recuperăm contravaloarea sancțiunilor pe care le-am aplicat în urma controalelor. Dar obligația noastră este ca odată la 3 ani fiecare furnizor de serviciu, cel puțin o dată la 3 ani, să fie verificat. Sunt acțiuni dispuse de Casa Națională cu Ministerul Sănătății. De exemplu, am avut și anul trecut o misiune care au fost verificate toate farmaciile din județ. Asta pe lângă controlele tematice pe care le avem incluse în planul de anual de control. Domnule director, mai zâmbind, mai... Așa ați spus că, și așa am reținut eu, că ar fi părerea dumneavoastră. Credeți că în anumite situații legea ar trebui să fie mai aspră? Și în ce situații ar trebui să fie mai aspră atunci când controlați? Se greșește? De ce? Adică pentru anumite greșeli, spuneți dumneavoastră, susțineți dumneavoastră că ar trebui legea să fie mai aspră? Și cât de aspru? Nu neapărat. Deci, că dacă există noi avem posibilitatea a rezilia, poate fi mai... Avem posibilitatea să reziliem un furnizor de servicii. Dacă serviciile medicale nu au fost acordate, deci sunt servicii medicale fictive. Dacă medicul sau furnizorul de servicii medicale nu respectă programul de lucru declarat, adică nu merge la program, pacienții adresează, au... verifică pe site sau știu de pe ușa cabinetului în program, se prezintă și nu găsesc pe nimeni acolo. Deci, există astfel de plângeri? Există astfel de situații? Păi avem și astfel de sesizări, au fost efectuate și controale. Sancțiunile nu sunt direct cele mai dure, adică dacă nu anturzia medicul sau farmacistul nu este la program, îl reziliem. Sunt sancțiuni cu avertisment, sunt acțiuni cu 10% din valoarea contractului pe luna respectivă. Depinde de... deci la prima abatere de obicei este un avertisment. Dacă abaterea se repetă, sancțiunile sunt mai dure și se poate ajunge și la rezilierea contractului. Da. Spuneți-mi, la nivel de județ e un fenomen sau e o situație îngrijorătoare? Mă refer la aceste neajunsuri. Sesizări, că nu vine medicul la... nu respectă orarul sau ceva. Sau s-a mai temperat sesizările în lucrurile au început să se așeze, furnizorii știu că sunt și monitorizați și marea majoritate acestora își respectă obligațiile și
program. Bineînțeles, mai sunt și unele categorii de persoane, ca și în orice domeniu, care mai încearcă să... Sunt mai recalcitranți. Există, eu știu, unități administrative teritoriale care, fără medic, sau unde aduceți greu? Bine, DSP-ul monitorizează și DSP-ul monitorizează. Da, deci la nivelul... E greu de adus un medic la țară, ca să spun așa. Un caz concret aș putea da Comuna Crucea, unde este și zona din munte, distanță foarte mare față de celelalte localități, și acolo avem câțiva ani de când localitatea respectivă nu are medic de familie. Mare parte din asigurați s-au înscris pe listele medicilor din comunele limitrofe, iar pentru un medic care, să spunem că ar dori să intre în relații contractuale ca medic de familie în localitatea respectivă, ar fi mai greu să să își găsească număr suficient de asigurați pentru a obține și niște venituri din care să-și poată activita, să-și asigure activitatea. Și așa mai salariul și venitul, asta de câțiva ani. Deci am avut un medic venit din într-o altă zonă a țării, a stat o perioadă, a plecat. Acum la Crucea asta e un caz concret. Nu se implică, pentru că au și ele, nu? Deci posibilitatea. Nu suntem acum să criticăm, dar din ce știu eu, acolo primăria a pus la dispoziție și cabinet și apartament pentru medic. Nu găsim. Bun, acum e mai greu să aduci oamenii asigurați să-i aduci acasă. E mai greu, dar dacă vine un medic care este decis să își desfășoare activitatea acolo și să se stabilească practic, să faci naveta de la Vatra Dornei sau de la Broșteni sau la Crucea, e mai dificil. Acolo ar trebui o persoană, că din câte știu v-am spus, și cabinetul este pus la dispoziție de autoritatea locală, chiar și apartament de serviciu pentru medic, numai că nu s-a găsit persoana care să... Și bănuiesc că și asigurații, dacă ar avea de ales într-un medic localnic și unul din la o distanță de 20 km, ar prefera să fie medicul din localitate. Acum, domnule director, o întrebare generală, nu mă refer strict particular la Suceava, aceea ne vom mai întoarce la activitatea Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Pentru că veniți dumneavoastră din sistem. Sunteți, cum să spun eu, printre puținii șefi de instituții care vin din sistem. Da. Adică nu mă refer la un medic care... un medic de spital, să spunem trecut, eu știu, prin concurs preia funcția respectivă. Deci dumneavoastră chiar din această structură a Casei Județene de Asigurări de Sănătate veniți. Cum vedeți? Pentru că, mă rog, multă lume își dă cu părerea despre sistemul nostru, sistemul românesc de sănătate. Da. Care sunt hibelele? Cum vedeți dumneavoastră? Aici... Ca tânăr director, poate cel mai tânăr director din România, știți? Nu sunt cel mai tânăr, nu? În niciun există caz. Unul mai... începând de astăzi? Nu. Aici părerile sunt împărțite. Și cum se spune, omul se Deci nu interpretăm politic. Deci asta sub nicio formă nu facem. Apelez la experiența dumneavoastră în cadrul acestei instituții. Deci din anul 2010 sau 2011 spitalele publice au fost preluate de administrațiile locale. Aici Casa de Asigurări de Sănătate decontează servicii medicale. În primul rând, serviciile spitalicești, noi nu acordăm bani pentru investiții, pentru infrastructura spitalului, pentru acești bani, deci cu ajutorul administrației locale ar putea, și sunt unele localități, care nu vreau să dau exemplu pentru că le știe toată lumea, în care dacă autoritatea locală s-a implicat sau prin proiecte, la Ministerul Sănătății, proiecte europene, mă rog. Pe fonduri europene, corect. Aici este
Asta e problema, de fapt. Managerului spitalului. Deci da. Asta e... Păi vedeți, noi la Spitalul Județean avem tot economist. Păi nu da. Numai la Spitalul Județean. Da. Mai sunt spitale din județ care tot economiști da. Sunt. Și... Da. Dar lucrurile încep să se așeze. Acum, deci sistemul nu depinde numai relația... În relația, nu stă în relația casei. Deci acum noi, și autoritățile locale deci se și pot autoritățile locale, există fonduri exact, care exact. Pot fi accesate, fonduri europene. Fonduri europene la minister, prin minister sunt alocați deci, bani pentru... Să nu ne plângem neapărat că sistemul este subfinanțat. Păi nu este subfinanțat. Noi, Casa de Asigurări, acordăm da. Serviciile și bugetul alocat unui spital... Da. Este în funcție de clasificare, de complexitatea cazurilor care au fost rezolvate în anul da. Precedent, deci se face fiecare foaie de observație, este transmisă la Școala Națională de Management Sanitar, la da. Nivel național, toate spitalele codifică foile de observație și se face o centralizare și se calculează o complexitate a cazurilor. În funcție de complexitatea cazurilor rezolvate, deci persoanelor care au fost externate și afecțiunile tratate în spitalele respective, au posibilitatea să-și crească bugetul pentru anul următor. Deci cum se gospodărește până la urma urmei autoritatea, administrația locală și managerul unității medicale? Managerul da? Unității spitalice. Cu cât aduce medici mai buni, cu cât se dotează mai bine, dumneavoastră nu aveți nimic împotrivă și atunci și calitatea serviciului și putem spune că se îmbunătățește sistemul. Exact. Dumneavoastră stați și încurajați. Noi încurajăm, oricând, da? Noi v-am spus și orice performanțele sumă. Sunt plătite ca atare. Exact, orice sumă alocată are la bază anumite criterii și da. Aici am dat exemplu spitalelor, este criteriu, unul din criterii este indicele de complexitate a cazurilor. Dacă au rezolvat și s-a văzut că au rezolvat cazuri cu un indice de complexitate mai mare, da. Automat pentru anul următor pleacă cu un avantaj, cu un factor care le poate crește valoarea de contract. La nivelul laboratoarelor sau a furnizorilor de radiologie și imagistică, la CTRMN, aici ținem de asemenea cont de alocarea sumelor, de resursa umană, medici, biologi, chimiști care sunt angajați în cadrul unității respective, cât și de aparatura medicală, de tipul de aparatură, de anul de fabricație, deci sunt criterii foarte clare și dacă sunt investiții, primești banii pe măsură. Da. Domnule director, se vorbește despre plecarea medicilor. Acest fenomen se resimte la numărul de contractări și cum priviți dumneavoastră acest fenomen? Fiind o țară a Uniunii Europene, piața muncii este liberă, într-adevăr, sunt medici care hotărăsc să profeseze într-o altă țară. Bun, se spune asta, că ne pleacă cei dintre cei mai buni. Avem și medici buni și în țară sunt. Care rămân, e drept. Dar acolo cine pleacă, continuă, performează, se resimte la nivelul unei instituții? Deci punctual n-aș putea să vă... Deci cel puțin, am spus, la medici specialiști există un deficit nivelul orașelor și municipiilor mai mici, mai puțin cele reședințe de județ. La nivelul spitalelor sunt într-adevăr unele probleme punctuale, care tot prin implicarea managerilor și autorităților locale se rezolvă. Există, într-adevăr, un deficit de medici, nu putem să negăm acest fapt, dar nu sunt probleme deosebite. Da. Mai sunt cât unele cazuri punctuale, un medic care acordă servicii la două spitale sau noi, prin comisiile astea, am acceptat și astfel de cazuri, tocmai pentru ca asigurații să beneficieze de servicii medicale în zona limitrofă și
V-am spus, chiar noi înțelegem acest fenomen și de câte ori au apelat și am avut posibilitatea să ajutăm, am ajutat pe această speță. Am înțeles. Mai luăm o pauză de publicitate. Vom reveni cu noutățile anului trecut în această zonă și ne referim la celebrele carduri care dau sau nu bătăi de cap asiguraților și instituțiilor abilitate. Despre reintrarea medicinii dentare în contractul cu casele de asigurări de sănătate, dar chiar și mai multe teme, dar după pauza de publicitate.